Gălățeanul, șofer al unui Opel Safira, se deplasa împreună cu soția dinspre Moldova către București. Pe șoseaua de centură a Buzăului, bărbatul a efectuat o manevră de întoarcere neregulamentară, moment în care a fost lovit de o autoutilitară care se deplasa pe același sens de mers. În urma impactului au fost răniți atât șoferul, care a provocat accidentul în vârstă de 64 de ani, cât și soția sa, în vârstă de 55 de ani. Cei doi au fost transportați la Spitalul Județean Buzău pentru îngrijiri medicale. Autoutilitara era condusă de un bărbat în vârstă de 28 de ani din Vrancea, care a scăpat teafăr după coliziunea cu autoturismul înmatriculat în Galați. Mai ieșit în față. Păi era nici în avans de la dumneavoastră? Era în singur. Din cauza accidentului, traficul în zonă s-a desfășurat câteva zeci de minute pe un singur fir, iar mai multe echipaje de poliție au ajuns la fața locului pentru a stabili exact cum s-a produs evenimentul. Un alt accident rutier grav a avut loc tot sâmbătă dimineață pe șoseaua europeană 85 în apropiere de municipiul Buzău, în zona Hanului Țintă. Un autoturism condus de un bărbat de 49 de ani din Padina a fost lovit din spate de un autoturism condus de un bărbat de 59 de ani din Prahova. La rândul său, acesta a fost lovit din spate de o autoutilitară condusă de un bărbat de 57 de ani din Brăila. Trei persoane au suferit leziuni, două dintre acestea fiind internate în spital.